Bună dimineața și bine v-am găsit la un nou episod de vlog. Nu ieși capăt. Nu, ai rău tare, s-o rup brațul, s-o rup brațul. Ne aflăm la etapa numărul 2 de la Câmpul Lung, etapa numărul 2 din Campionatul Național de Offroad la UXO Câmpul Lung Muscel. Formația pe care ați văzut-o și la Sighișoara, eu pilot, Gelu copilot, Ana pe cameră. La această etapă decidem dacă ne mai dăm anul ăsta sau nu. Totul depinde de rezultatul de aici. No pressure, dar dacă nu luăm locul 1 aici, acum, nu ne mai dăm anul acesta. Menajăm bugetul și Toyota pentru anul viitor. Ați văzut etapa de anul trecut de aici. Ne-a stabilit ca și campion național la trial și etapă totodată care ne-a scos complet din cărți la trofii anul trecut. Deci traseul nu este neapărat pe gustul nostru. Motiv în plus să nu ieșim pe locul 1. Concurența la standard B destul de slăbuță anul ăsta aici. Doar 8 mașini. Prima etapă pe care o prind cu teren umed. A plouat de 3 zile în continuu. Plouă. Parcul tehnic e horror. Aici nu e o acuză pentru organizatori. Ideea e că e ud complet. E fleașcă. Te murdărești încă din parcul tehnic. Deci nu vom scăpa astăzi curați. Să sperăm că în schimb Toyota va scăpa neîndoită. Zgâriată n-avem pretenții să scape nezgâriată, dar neîndoită sau cu pagube majore. Nu ieși capăt. Nu, ai rău tare. S-o rup brațul. S-o rup brațul. Traseul de astăzi are 60 de kilometri, am văzut că are două azimuturi, unul chiar aici la start, nu știu exact care e motivul pentru care există aici la start, vom vedea, probabil ceva capcană, facem roțile, habar n-am cu ce presiune să merg, n-am mai mers niciodată cu cauciucurile astea, la Sighișoara le-am simțit un pic subaderente față de aligatoare, vorbi cu ceilalți de la Challenge, ei ar lăsa un 0304, dar e vorba de cauciucuri de 35-37 diametru. Noi suntem cu 33, nu ne permitem să desumflăm așa mult. Pentru accesorii și piese de off-road, nu uitați transumant44.ro. Ultimele like-uri pe TikTok. N-am TikTok. Omul lucrează aici, pe telefon. Ia zi, analizăm track-ul. Deci la poziția 100 cât am zis? 37 și 58. Deci acolo în poziția aia o să aveți o coborâre. Aia mi s-a părut mie că e cea mai riscantă dintre toate. Thank you.
Păi zim ce să fac, nu pulim albastră, că nu știu cum mă caut, zim, stânga dreapta. Dai. Capătă de bară și nu ieși de acolo. Știi că nu lungi băieții, eu scos ălea afară. Nu ieși capătă de bară afară. Eu m-am gândit că nu lungi, că l-o lungi prea tare. Eu scos. Nu vreau să stă mașina. Stai să văd. Să te leg sau ceva? Da, nu, nu-i de ușa. Nu ieși capătă... Nu, ai rău tare, s-o rup brațul, s-o rup brațul. Da? S-a rupt brațul ăla care duce roata, mă. Deci nu ieși, nu ieși. Tot brațul ni s-a rupt. M-a dat în copac, e gata, s-a terminat. Nu, pe eu de-aia n-am mai avut direcție, eu eram virat și n-am... În șanță s-a rupt. Probabil în șanță jos. Știu de care zici, bă, mi se duce mașina când las fără, da? No, păi dă să te leg. Ce poți să te leg cu trolul de copac și păi îți dau drumul jos din trol. Da. Dacă era ieșit ăsta, îl făceam, știi? Ah, Kivi, ce vreau îmi pare pentru tine. O îmbătrâni fierul. A, nu, s-o reteza el, mă, nu-i din șuruburi. Dar din șuruburi puneam înapoi cumva, dar... S-o reteza el, n-ai ce să mai faci. Trebuie să dăm alea patru șuruburi jos, nu? Are patru șuruburi și să punem altă piesă. Acolo am rupt și noi, vezi ce forțează pe roata, pe roata. Stai un pic să treacă mașina. Pe nicio roată. Cam crezut că ai pe una, n-ai pe una, că de fapt ai gerce să-ți trage toată puntea. Eu cu mâna nu pot vira, că degeaba lovesc, că nu. N-am nicio șansă. Hai să ne... Da. Da, din urmă să-mi meargă singur, da. Ce să-l trag afară? Poți să tragi. Acum se îndreaptă. Uite. Te dezleg sau? Păi desfăl. Noi încurcăm pe ei, nu ei ne încurcă pe noi. Zădeai. Dai. S-o gătat, te-i 30 de metri, s-o gata! A, s-o gătat! S-o gătat! Am înțeles. Foarte tare. Prinderea aia. Da, băi, Kiwi. Oricum merg, vor să eu vor. Pe zic, din față, încearcă să împingi. Să împingi, zici? Și o ieși de tot? Stai așa. Ia vezi acum. Casa Bella după Alboschi. Chi se după asta deschisă?
încercăm. Ne schimbăm brațul și ne dăm. No, hai te văd. E cineva pe acolo care poate să se ducă la casa de la? Ier, să vii să mă iei și eu să mă duc înapoi în parcul tehnic și vin eu cu patrulul să ne duc. S-o rup levierul de direcție. Îți trimit coordonatele pe... Stai, mai merge, mai merge. Pentru că a fost o zi, să zicem, cel puțin mohorâtă. Dar un mic rezumat, pe la kilometru 16, dacă nu v-ați dat seama din îmbrățișarea copacului, ni s-a rupt direcția, a rămas fără direcție, lucru care ne-a dus către copac. Am atins-o un pic pe iubita noastră toyotică. Din păcate am avut o mică piesă care era foarte ruginită, foarte ruptă, pe care n-am văzut-o, adică nici nu știm, nu ne explicăm în ce mai stătea, pentru că ruptura toată era ruginită, efectiv ruptura. Erau, cum e, brațul era ruginit complet înăuntru. Deci era rupt de foarte mult timp, nu l-am văzut, lucru care ne-a dus la abandon complet la partea de trofii la această etapă. Chiar dacă următorii concurenți, singurii cu Toyota, colegii de la Bistrița, au fost foarte drăguți și au zis du-te la mine la cazare că am piesa respectivă, du-te la mine la cazare însemna să merg pe jos 2,5 km până în parcul tehnic, de acolo încă 10 km cu patrolul. Ne-a luat undeva la vreo 40 de minute să ajung cu piesa, m-am dus la ei la cazare, am găsit duba, era deschisă, am luat piesa, au fost toate bune și frumoase, doar că n-a reușit, ne-a luat undeva la 4 ore să dăm jos, skillurile noastre de mecanici nu prea există. N-am avut nici sculele necesare și ne-a luat 4 ore să schimbăm. Am zis că n-are rost să mai intrăm în traseu, mai ales pentru că acel pivot de la acel levier de la pivot e prins în 4 șuruburi. Unul dintre ele era retezat, la unul lipsea conul, la ala care lipsea conul se și mișca și atunci am zis că nu riscăm, că erau toate șansele să rupem din nou. Așa că pentru ziua 1 am declarat abandon. Ziua 2, când am văzut clasamentul că aveam 14 ore penalizare, nu mai avea rost să intrăm în traseu, pentru că riscam doar să lovim mașina, neavând ce să mai câștigăm, fiind pe ultimul loc. Dar dacă tot am făcut-o funcțională, chiar și așa în 3 șuruburi, ne-am dat astăzi la trial. Mai în față? Trialul foarte asemănător cu cel de anul trecut, a fost drăguț, dar foarte scurt anul trecut, la fel de scurt a fost și acum, și la care din nou am reușit să urcăm pe prima poziție, cu un loc 2 și un loc 1 la trial în prima și în a doua etapă, dar din păcate vom abandona acest sezon competițional, din motive și personale, dar mai ales financiare. Și aceste două etape la care am participat anul acesta n-ar fi fost posibile fără sponsorii noștri, Tetgam, Wackenroll, Verla, Operatent, noi, Overlander, pauză anul acesta.
Pentru că noi ne-am stabilit de la începutul anului că vom merge doar la 5 etape și facem ce putem face, pentru că se punctează cele mai bune 5 etape, dar noi cum deja la această etapă n-am avut niciun punct, am rămâne doar cu 4 și atunci nu se justifică următoarele 3 să mai participăm, pentru că și dacă să zicem printr-un absurd am luat 3 de 1, tot nu avem șanse la podium doar din 4 etape. Așa că vor fi anul ăsta multe episoade de overlanding. Iar până data viitoare, like, share and subscribe.